Înfricoșătoarele lui Victor Faine, cu vrenicie să mulțumim Domnului. Lumea multă ieri la mănăstirea de la Curtea de Argeș, acolo unde s-a săvârșit slujba de Sfânta Maria. Aceasta s-a făcut în interior, dar la un moment dat a fost atât de multă lume încât cei care nu au încăput au rămas afară, în curtea interioară. Reprezentanții Arhiepiscopiei Argeșului și Mușcelului au prevăzut acest lucru și s-au pregătit cu un sistem de sonorizare în așa fel încât și cei rămași afară să poată auzi slujba. Și credincioșii s-au așteptat să fie în număr mare și au venit pregătiți cu pături pe care le-au întins pe sub copacii aflați în curtea mănăstirii. Slujba de Sfânta Maria este una dintre cele mai mari oficiate peste an la mănăstirea de la Curtea de Argeș, lângă Catedrala Arhiepiscopală și Regală, unde sunt înmormântați regele Mihai și regina Ana.